Bună seara tuturor, sunt Mădălina Dobrovolski, sunteți pe TVR1. În această ediție vă invit să vedem cum sunt tratați copiii României. O analiză sinceră, cu ochii pe statistici. Din acestea aflăm că bătaia este o formă de disciplinare a copiilor foarte răspândită în țara noastră. Aproape o treime dintre părinți le-au aplicat copiilor pedepse corporale din diferite motive. Nici la școală cei mici nu au o viață mai bună. România se află pe locul 3 în Europa în ceea ce privește bullying-ul. Iar 71% dintre elevi spun că fenomenul de bullying există în școlile lor. În țara noastră, peste 35% dintre copii sunt expuși riscului de sărăcie și excluziune socială. Asta în timp ce unul din doi părinți nu respectă dreptul copilului la protecție și 65% nu respectă dreptul la liberă exprimare. Datele apar în cercetările Fundației World Vision în România, care se ocupă în primul rând cu proiecte de protecție a copilului. Tot din datele lor aflăm că unul din 10 părinți nu ar interveni într-un caz de abuz în familie, considerând că respectivele acte de agresiune fac parte din modalitățile de educare a copilului. Nivelul scăzut de educație, sărăcia, conduc la apariția de comportamente cu impact negativ asupra dezvoltării copiilor. Copiii care sunt martori la conflicte violente și certuri între părinți pot fi afectați pe termen lung, inclusiv în viața de adult.